Aduc că e destul de frig, dar mă bucur că l-a adus astăzi, mai ales că am fost și capitan și am și câștigat. Dar la voi ce? Nu a fost, da, tot timpul el e cu minte, nu plânge, e foarte liniștit. Vă care și fulat cu rapid deja? Da, sperăm să moștenească, dacă nu fotbal, măcar tenis. Dar azi a fost ziua copiilor, am văzut că și Boninci l-a adus pe lui. Da, l-a adus a lui, cred că este puțin mai mic, dar este ok că venim cu familia la stadion și sper să promovăm anul ăsta, că asta e cel mai important. Faci rapidist pe viață? Sper să rămân eu rapidist pe viață și să joc cât mai mult la această echipă. Dar v-a purtat noroc astăzi, ați făcut 4-0? Da, e un norocos, e un leu norocos. Zile pe care ni le creăm. Am avut momente și în trecut în care echipa nu juca bine, dar 4-5 situații ni le cream, pe care le ratam cu seninătate. Și astea sunt lucruri care contează la finalul campionatului și astăzi am fost foarte nervos la pauză, pentru că e altfel respirăm cu toții, pentru că e o presiune mare și pe mine și pe jucători și pe conducători. Nu putem să tratăm superficial știind ce am pățit în urmă și câtă suferință am avut, pentru că am tratat superficial niște faze de atac și niște ocazii care chiar pe fondul unui joc prost puteau fi puncte multe în plus. Nu mai spun, pentru că azi reacția mea la penaltul ăla, evident, văzut de pe lună, nu a fost pentru meciul de azi, pentru că meciul de azi era clar că era doar un antrenament, o formalitate. Bine, s-au mai văzut în istoria Rapidului și altfel de momente, să ratezi 20 de ocazii să se termine 0-0 sau 1-1. E o situație generală din urmă, pentru că eu tac și nu comentez arbitrajele, dar în 19 jocuri oficiale, 16 de campionat și 3 de Cupa României, niciun antrenor de la echipa adversă nu a plecat nemulțumit de arbitraj. Deci, nu știu, mi-e greu să cred că e ceva, nu știu, că e o direcție, dar cred mai mult decât oricine în legea compensației. Ar trebui să apară. Nici nu vreau penalti dacă bate vântul în careu și cineva cade să primească penalti rapid. Nu vreau lucrul acesta. Dar sunt lucruri evidente pe care ar trebui să le prezentăm. Deci astăzi nu are nicio legătură cu jocul, e cu situația creată din urmă. Am o echipă tânără pe care o antrenez. Eu nu sunt cu nimic mai bun astăzi decât eram, sau mai prost decât eram acum o lună. Dacă acum o lună eram prost, și azi tot prost. Dacă acum o lună eram bun, azi tot bun. Într-adevăr, răspunde antrenorul, pentru că sunt niște rezultate, depinzi de ele. Dar e un proces, un proces care durează. Am spus tot timpul din august, de când a început, că e un campionat pe 4 anotimpuri. Orice punct, orice ocazie ratată sau orice greșeală de arbitraj favorabilă sau defavorabilă, la sfârșit va conta foarte mult. Dar și cum zice domnul Lucescu că ești bun cât ultimul tău rezultat. Nu sunt de acord, nu sunt de acord, nu sunt de acord. Sunt bun sau mai puțin bun la sfârșitul campionatului. Rezultatul nu. Nu e pentru mine rezultatul. Pentru că putem să jucăm foarte, foarte bine și să pierdem. Sau putem să jucăm proști și să câștigăm. Atunci cine, ce contează? Cu Petrolul ne-a acuzat toată lumea că a fost un meci slab, joc slab, dar pentru mine victoria a fost cea mai importantă din cariera de antrenor și nu știu, probabil o victorie în Rapid cu Steaua să egaleze Rapid Petrolul. Nu m-a interesat absolut nimic. Nimic, nimic, nimic. Bine, a fost prima repriză slabă, a doua a fost foarte bună. Sunteți pe locul 3, aveți și meciuri mai puțin. Cât mai e de jucat. Acum ne așteaptă miercuri. Eu mă bucur că suntem într-un moment bun din toate punctele de vedere. De încredere, goluri marcate și chiar ne prinde într-un moment bun jocul ăsta cu UTA, de mult considerată până acum și pe drept și în opinia mea cea mai bună echipă din campionat, pentru că a avut constanță în evoluții bune și foarte bune. Rapid este o echipă care poate încurca pe oricine? Cine? Rapid este o echipă care poate încurca pe oricine? Rapid cred că poate bate și o echipă de Liga 1 din primele 3, oricând, și poate să piardă și cu Sportul Snagov încă de două ori dacă mai jucăm. Azi a fost 1 iunie la Rapid, am văzut mulți copii la început. Nu, mulți copii sunt de când a început proiectul ăsta din Liga 4 și a fost lucru care mi-a creat așa mi-a dat o energie și o forță, pentru că de la meciurile noastre pe Giulești în Liga 4 vedeam foarte mult foarte mulți copii și o energie din asta, e mult mai plăcut să ai copii în jurul tău. Sunt viitorii rapidiști, cei care vor veni pe noul stadion, din păcate cam micuți, dar poate o să facă și unul mai mare. Dar vin și jucătorii, văd, și îi aduc la începutul meciului, bagă pe teren. E o energie, e frumos, mie îmi place ce se întâmplă. Parcă sunt momente în care mi-aș dori mai mult să fiu suporter și să vin liniștit la un meci decât în... Greu pe bancă. E foarte, foarte greu, da. Surprinzătoare necalificarea României sau nu? Dacă nu am reușit să-i batem, nu mai e surprinzătoare, pentru că
cel puțin și aseară, diferență mare, mare de valoare la atitudinea jucătorilor de la Suedia, organizarea lor, modul în care tratau fazele foarte corect, foarte simpli, când trebuiau să dribleze, driblau, când trebuiau să paseze, pasau, când trebuiau să plece, plecau, când trebuiau să vină, veneau. La noi foarte greu, coeziunea asta și fluiditatea, cursivitatea jocului a lipsit foarte, foarte mult. Asta e și o chestie de antrenor sau e o chestie de valoare de jucători? Până la urmă, jucătorii sunt cei care joacă, modul în care interpretează sau nu ce le spune antrenorul. Eu, dacă mă întrebați pe mine, prefer în jocurile astea pe muchie de cuțit să aduc mai mulți oameni din spate, adică te expui când joci cu doi atacanți direct, e greu să ajungă mingile la ei. Pe cine vezi în locul lui Contra? Pentru că lui expiră Contra, tu ce ai zis că mai mult ca să nu știu, habar nu am pe cine va alege federația, dar și Gică și Dan, extraordinar, fantastic, și oricine, și Mourinho, și Mircea Lucescu, și ce-mi spuneți voi, dar va fi foarte greu cu materia primă.